eu știu pe Daniel, știm cu toții, e un tip echilibrat. Și acum mi s-a părut la fel de echilibrat, dar mi s-a părut descătușat de o anumită emoție. Corect, corect. Asta înseamnă că au sperat și au crezut foarte mult de la acest meci. Hai să vedem dacă e descătușat de o anumită emoție și domnul Marian Iancu. Bună seara! Noroc! 2-0 cu Oțelul. Ce? Quod erat demonstrandum? Da. Știți ce sunt eu nedumerit? Eu stimez mult domnul Paraschivescu. De ce este atât de pesimist în legătură cu... Este atitudinea pe care au toți bănățenii. Și eu nu înțeleg, pentru că ei, asemenea fotbal și asemenea rezultate n-au avut niciodată. Și chiar nu înțeleg, poate mi-o explică dânsul, e o întrebare chiar... Asigur, e o curiozitate mare. Aia. Eu n-am văzut, n-am, și cunosc toată țara asta, ați luat numai partea rea. Tot ce a fost rău în turul ăsta de campionat, n-ați pomenit o virgulă de lucrurile bune, că aici au pierdut la Timișoara, Clujul, Rapid, au pierdut ăsta, cum îi spune, Galațiu acum, a pierdut Vasluiu. Toate lucrurile astea, că singurul care l-a spomenit din câte, dacă nu mi-au aminte, materialul a fost că suntem neînvinși. Dar și el așa la en passant, un lucru așa trecător. Spuneți-mi și mie ce se întâmplă, poate mă luminați. Da, eu sunt o fire optimistă, vă contrazic, sunt născut într-o zodie de foc și sunt om bine dispus în general. Am însă, e adevărat, spre deosebire de specialiști și de oamenii care conduc fotbalul, eu îmi pot permite, ca diletant, luxul de a avea și pretenții estetice. Și aici era o dezamăgire a mea pe care am rostit-o și am încercat să fiu clinic și critic într-un articol care nu este ofensator, dar care vine dintr-o tristețe. Nu din pesimist, Doamne păzește. Și în acest articol, eu am explicat că lumea mai vrea și un pic de prăjitură. Caloriile, oricât ar fi de bine gradate și alimentația rațională, sunt necesare. Dar la un moment dat e nevoie de un desert care să pigmenteze un pic jocul de fotbal. Dovadă că oamenii vin ceva mai puțin ca înainte la meciurile politehnici. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în intervenții, în apariții la emisiunile TV și în articole pe care le-am scris, am avut momente când am lăudat ce era de lăudat la jocul politehnicii, începând cu publicul și terminând cu anumiți jucători. Articolul ăsta, având o tentă critică, evident că trebuia să sublinieze neajunsurile. Așa cum când te duci la medic că ți-ai rupt piciorul, medicul nu-ți spune, vai ce plămâni rezistență aveți. Medicul îți dă ceva ca să-ți repare piciorul, să ți-l pună la loc. Eu nu sunt nici defetist, nici fatalist. Cred despre mine că am o seninătate de spectator sau de telespectator, lucru pe care vi-l pot confirma și cei cu care stau în tribună atunci când mă duc la meciurile politehnicii, și cred iarăși că iubirea și asprimea nu se exclud. Eu iubesc echipa asta și nu de ieri de azi, de zeci de ani. Am fost de, știu eu, zeci de ori pe stadionul Politehnicii, n-am fost niciodată acrit, n-am fost niciodată defetist, ci pur și simplu vreau și un pic de cataif. Grătarul e foarte bun, pilaful face minuni, ciorba e hrănitoare, dar din când în când un vârf de amandină, chiar și pentru un diabetic ca mine, cred că este necesar. Atâta tot.